În tradiția românească, postul Sfinților Apostoli este cunoscut și sub denumirea de postul Sânt Petrului și este cel care marchează începutul secerișului. Cei doi apostoli au jucat un rol însemnat în răspândirea creștinismului, astfel biserica a rânduit ca prăznuirea lor să fie pregătită printr-o perioadă de post. Credincioșii trebuie să se abțină de la mâncărurile de dulce și să se roage mai mult. Iertarea păcatelor, spune, îți dă, cum spun, o viață mai liniștită. Eu postez de am vreo 50 de ani, că vine mama la noi, Dumnezeu să o ierte, vă țin de vorbă. Și cam ce faceți? Ce faceți când e post? Ce trebuie să facem? Ciorbă de zarzăvat, supă de zarzăvat, ghiveci, toate sunt mâncăruri care sunt. Mai cumperi și de la alimentară, că sunt și la alimentară. Și în afară de mâncare, ce trebuie să mai facem? Trebuie să mergem la biserică? Să mergem la biserică și să fim mai buni. Țineți post? Nu prea. Nu țineți post în general sau pe acesta că e mai mic și mai puțin cunoscut? În general, nu prea. De ce nu țineți post? Nu sunt obișnuit. Nu sunteți obișnuit? Doar vinerea mare și săptămâna mare, mai țin când și când, dar în rest nu prea. Și vă ajută că țineți post? Ajută totuși. De ce nu țineți post? N-aș putea să spun, dar pur și simplu le-am neglijat. Știu că face bine, dar am neglijat. Nu țin. Nu țineți în general? În general nu țin. De ce nu țineți post? Nu țin. Nu mă pot obișnui. Am fost și bolnavă și sunt, adică cardiacă. Dar credeți că ajută postul? Ne ajută dacă ținem ajută post? Ajută ca să slăbim. Asta cred eu. Nu prea îl țin că sunt bolnav și am deslegare de la preot ca să mănânc. Dacă... Oricum. Lactate. Carne nu, lactate. Dar când nu aveați probleme de sănătate, țineați post? Sigur că da, sigur că da. Cum ne ajută postul? Ne ajută bine. Eu mă simțeam bine și fizic și moral și mă simțeam foarte bine. Și pentru că odată cu venirea verii a debutat și sezonul nunților și al botezurilor, credincioșii trebuie să aibă în vedere că timp de 2 săptămâni biserica nu va oficializa astfel de evenimente. În acest an postul Sfinților Petru și Pavel se întinde între 16 și 28 iunie. În această perioadă ortodoxii vor renunța la carne, ouă, lactate și vor putea mânca pește sâmbăta și duminica și pe 24 iunie, când este dezlegare de naștere a Sfântului Ioan Botezătorul.